Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru privilegiul pe care îl avem ca din nou să fim împreună în casa Lui de închinare. Cântarea asta, Domnul Iubirea, de câte ori o cântăm, mă face foarte melancolic, mi-aduc aminte. Asta era cântarea cu care întotdeauna deschideam sabatul la bunici. E o cântare atât de simplă, atât de frumoasă și mi-aduc aminte de asemenea, asta este una din cântările care i-am învățat pe Boșimani în Kalahari, asta în limba română. Una din, probabil singura cântare care au învățat-o în limba română. Un mesaj atât de simplu, atât de frumos, Domnul Iubirea, El ne iubește. Și dragostea Lui Dumnezeu este ceea ce ar trebui să facă toată diferența în viața noastră, în modul în care privim ceea ce se întâmplă în viață, întâmpinăm ceea ce se întâmplă în viață și facem față a ceea ce se întâmplă în viață. În seara aceasta continuăm cu Faptele Apostolilor. Știu că suntem în această carte de ceva timp, însă mi se pare probabil una dintre cele mai potrivite lucruri pe care le putem face într-o vineri seara. Este o călătorie printr-o carte, un studiu aprofundat într-o carte care ar trebui cu adevărat să ne schimbe. Eu sunt convins, sunt două cărți în Biblie care, toate sunt importante, dar după părerea mea, două cărți care ar trebui cu adevărat să producă o schimbare. Ioan și Faptele Apostolilor. Bineînțeles că poate am o anumită, e preferința mea, dar aceste două cărți întotdeauna și când este vorba să recitesc Biblia, nu încep de la Geneza, întotdeauna îmi place să merg la Ioan, întâi. Și să facem această călătorie împreună prin Faptele Apostolilor, cred că este o experiență foarte frumoasă. Știu că ați studiat, fratele Andrei, a trecut prin capitolul 16. Nu am fost aici, încă nu am avut timp ca să văd înregistrarea. Sunt două lucruri, frate Andrei, dacă îmi dai voie, aș vrea să menționăm, să revizităm, care pe mine m-au marcat. Bine, al doilea nu e chiar atât de important, dar e interesant. Versetele 6 și 7 au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul Duhului Iisus, nu le-a dat voie să vestească. Mi s-a părut un lucru extraordinar. Nu crezi că atunci când vrei să vestești cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu e cel care nu numai că îți dă voie, îți dă posibilitatea, abilitățile să faci ceea ce trebuie făcut, însă Duhul lui Dumnezeu i-a oprit să meargă în anumite zone. Nu o să predic pe subiectul ăsta, mi s-a părut interesant. Și nu știu dacă ați sesizat, de la versetul 10, are loc o schimbare care apare de 4 ori în Faptele Apostolilor. Dintr-o dată, Luca vorbește la persoana întâia plural. Dintr-o dată, scriitorul se introduce în text. Și sunt câteva idei de ce s-a făcut lucrul acesta. Unele explicații au de-a face cu o anumită structură literară, alții vorbesc despre faptul că el, Luca, ar fi fost prezent ca martor și cei care interpretează Scriptura într-un mod conservativ gândesc că, de fapt, asta ar fi explicația cea mai potrivită. În versetul 9 spune, noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia sta în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte, treci în Macedonia și ajută-ne. Și versetul 10, după vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia. Dintr-o dată, el e parte din ceea ce se întâmplă. Până în capitolul 16, la versetul 10, nu întâlnim lucrul ăsta. Și o să mai întâlnim încă de 3 ori pe parcursul incursiunii noastre în Faptele Apostolilor. Deci sunt două idei care mi s-au părut destul de interesante din capitolul 16. Bineînțeles că restul a fost la fel de important. Continuăm acum cu capitolul 17 și vom studia despre Pavel la Tesalonic. Și începem de la versetul 1. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Versetul 2 este un verset care îl folosim foarte des ca biserică, atunci când învățăm despre sabat, se vorbește despre Iisus, care era obiceiul să intre în sinagogă în ziua sabatului. De asemenea, spunem, uite, și apostolii făceau lucrul acesta. Versetul 2, Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă.
trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Deci are o anumită relevanță în ceea ce privește închinarea în ziua de sabat. Versetul 3. Deci a vorbit din Scripturi dovedind și lămurind. A dovedi, a lămuri pe cineva înseamnă că a fost un studiu aprofundat. Uneori se creează o anumită, cum să spun eu, în biserică sunt oameni care studiază Biblia și sunt oameni care doar ascultă și își încarcă rezervele spirituale și de învățătură în sabat, da? Stau, ascultă, da, am mai citit un pasaj, am mai învățat ceva din pasaj. Alții care studiază aprofundat. Și, din păcate, uneori cei care studiază și care învață și pe alții, la studii biblice, poate că sunt priviți de către alții ca niște tocilari ai Scripturii. Și nu neapărat într-un mod pozitiv. Nu este nimic greșit, este indicat și este foarte important. Scriptura este dată pentru a ne întări în credință, pentru a crește în maturitatea spirituală, pentru a fi încurajați, a învăța despre Dumnezeu. Și întotdeauna spun, când studiem Scriptura, Hristos este Cel care ni se descoperă, da? Să învățăm despre acest Dumnezeu care noi credem că există, dar în același timp ne este dată și pentru a înțelege partea doctrinală, aceea a învățăturilor, pentru că există foarte multă confuzie în lume. Și în ceea ce privește pe acești doi apostoli, Pavel și Sila, ei au folosit Scriptura nu neapărat doar într-un mod narrativ, hai să vă mai spun o poveste, hai să vă mai spun o pildă, însă într-un mod doctrinal. Și nu este nimic greșit cu a folosi Scriptura și în felul acesta. Trebuie să avem foarte mare grijă să nu devină doar o chestiune de sistem filozofic, teologic, unul și cu unul face doi și dacă nu crezi asta, vai de tine. Da? Învățătura, Scriptura, doctrina, tot pe Dumnezeu ar trebui să-L descopere. Dar suntem încurajați să o studiem în aprofunzime, dovedind și lămurind ce era la substanța mesajului lor, Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. De ce credeți că acesta a fost subiectul care încercau ei să lămurească și să dovedească? Care era înțelegerea iudeilor care la rândul, deci iudeii la rândul lor, îi învățau și pe alții, pe greci? Care era învățătura de bază despre Hristosul în care credeau ei? Că El va veni ca împărat, va fi încoronat și îi va elibera de sub robia romană. Dar ei în Scriptură acum încearcă să le demonstreze că Hristosul, în persoana Domnului Iisus Hristos, trebuia, în conformitate cu ceea ce spune Scriptura, așa cum fusese profetizat, trebuia să sufere, trebuia să vină în umilință, trebuia să moară. Și pe urmă se ajungea și la subiectul cheie în biserica primară, acela al învierii Hristosului, al lui Iisus. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc, eu zicea, El este Hristosul. Aș vrea să înțelegem puțin, deci, în momentul în care Pavel și Sila, poate nouă ni se pare foarte simplu, intrau într-o biserică, erau bine văzuți, da? Li se punea masa, vorbiți-ne, ia uite ce educați sunt, ia uite ce frumos vorbesc din Scripturi. Ei predicau un lucru care mergea complet împotriva tot ceea ce se predicase până atunci. În esență, despre Hristos, despre Mesia. Hristos este Mesia în greacă, da? Deci despre Mesia pe care îl așteptau iudeii. Ei, curentul teologic mergea în direcția asta. Pavel vine și spune ceva care merge complet în direcția opusă și el spune, vi-l vestesc eu și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, despre care eu vă vorbesc, deci este autoritatea ceea ce eu cunosc și cum interpretez eu Scriptura, este Hristosul. Ceea ce le cerea Pavel era foarte dificil. Nu era un lucru popular, nu era ceva ușor de înțeles și era foarte greu de acceptat pentru că mergea împotriva învățăturii de bază a tuturor rabinilor de până atunci și a interpretării profețiilor.
El venea și spunea, uite, eu am citit Scriptura, eu o înțeleg, dar eu vă vorbesc despre acest om care, cum ți-a fost descoperit, Pavel? Ah, în drum spre Damasc, am orbit, l-am văzut, după aia am orbit, după trei... Deci era o chestiune foarte greu de înghițit. Era cuvântul lui împotriva la întreaga tradiție iudeică. Ideile noi nu se acceptă niciodată foarte ușor. Dar trebuie să avem și foarte mare grijă cu ideile astea noi. Probabil ideea principală este faptul că nu ne schimbăm chiar atât de ușor. Suntem împământeniți sau înrădăcinați, ancorați în multe lucruri care poate noi ar trebui să le schimbăm, dar ne conferă o anumită siguranță, siguranță de sine, siguranța identității culturale, chiar spirituale. Și acum venim la versetul 4. Versetul 4 o să-l punem în antiteză cu versetul 12. Unii din ei, deci unde se afla Pavel? Unde am spus că este? În în Tesalonic, da? Unii dintre iudeii din Tesalonic și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte, greci și femei, în cultura iudaică și în cultura de atunci a fiecărui popor sau a celor mai multe popoare, femeile nu prea aveau un loc foarte important și aici se spune pentru a se justifica cumva că aveau voie, pentru că erau femei de frunte, nu orice femei, da? Doar ele aveau voie, era ca un fel de mers la teatru, da? Poate ați mai citit sau ați văzut filme unde cochetele, doamnele de societate merg la teatru, au culisele lor unde pot să... Cam așa era în cultura, în cultura greacă. Se mergea la teatru, hai să nu mergem la teatru, uite, ne-au invitat, mergem la sinagogă, tot un fel de teatru. Și ascultăm pe pleșuvul ăsta care o să ne vorbească despre niște chestii care nici iudeii nu vor să le primească. O să fie interesant. Dar când ajungeau acolo, Duhul lui Dumnezeu lucra la inima lor. Și dintre ele, nu toate, dintre ele, multe dintre ele și o mare mulțime a grecilor, a păgânilor, astora de la care nu se aștepta prea mult, au trecut de partea... Și, deci, spuneam puțin mai devreme, îi avem pe Pavel și Sila. Ei vin și predică un mesaj care merge împotriva curentului iudeic, teologic, iudeic de atunci. Și aici este vorba de tradiția iudaică și Pavel și Sila. Chiar se spune aici, de nu se vorbea de că treceau de partea bisericii, că deveneau membri, treceau de partea lui Pavel. Pavel era cel care reprezenta mesajul. Și mi se pare foarte interesant, oricât am încercat noi să ne eschivăm, noi suntem the front, noi suntem în față, noi suntem purtătorii de cuvânt, ambasadorii, cei de partea cărora... Uneori unii trebuie să treacă atunci când suntem purtătorii mesajului. E interesant, nu e așa? Și așa a vrut-o Dumnezeu. Ellen White vorbește foarte frumos că îngerii ar fi putut să termine lucrarea foarte rapid, însă ne-a fost încredințată nouă. Noi devenim parte din acest pachet al mesajului. Dar ceea ce mi se pare interesant, deci în Tesalonic doar unii. Citisem în capitolul 16 că Duhul lui Dumnezeu i-a oprit pe acești misionari să meargă în câteva cetăți în Asia, i-a oprit, nu mergeți. Și am putea să ne întrebăm, oare de ce? Aici li s-a dat voie, au mers, dar doar unii dintre cei aleși au acceptat, dar o mare mulțime dintre cei la care nu se aștepta prea mult au îmbrățișat mesajul. Și acum partea cea mai tristă, asta apare în Faptele Apostolilor foarte des. Viața apostolilor a fost foarte des pusă în pericol de ai lor. Bine că au fost și instanțe în care alții le-au vrut răul.
Versetul 5. Dar iudeii care nu crezuseră, în timp ce mergeam cu mașina, mă gândeam la ideea asta credinței și e ca întrebarea aia cu ce a apărut mai întâi, ou sau găina. Noi știm că a apărut găina, da? Pentru că suntem creștini și Dumnezeu a creat găina, după aia a venit ou. Dar ce a apărut mai întâi, credința sau necredința? Ce credeți că a apărut mai întâi? Care este definiția credinței în Evrei 11 cu 1? Care nu se văd. Deci dacă vezi, nu ai nevoie de credință, Andrei. Și Dumnezeu a fost în față. A fost în fața lui Lucifer, l-a văzut. Neascultarea a apărut mai întâi. Deci e încă la rece și era frig în mașină, deci probabil încă trebuie să mă mai gândesc la chestia asta. Dar mi-am pus întrebarea, deci ce a apărut mai întâi? Și se pare că de fapt necredința, neascultarea a apărut mai întâi până a apărut nevoia credinței. Când ești în prezența lui Dumnezeu, când îl vezi pe Dumnezeu, mergi cu El prin grădină, nu ai nevoie să crezi în El, e lângă tine. A apărut neascultarea, necredința și atunci a fost nevoia credinței în lucrurile care nu se văd. Doar o idee. Dar iudeii care nu, că de-aia m-am crezuseră. Ce n-au crezut ei? Că nu e Dumnezeu? Credeți că iudeii ăștia credeau că există Dumnezeu? Credeau! Credeau în faptul că Scriptura vorbește despre Mesia? Credeau. Ce nu crezuseră? Nu crezuseră ceea ce a spus Pavel și Sila. Ei nu au acceptat că Iisus este Mesia, pentru că nu era în conformitate cu ceea ce credeau ei. Da? Și da, aici nu spune, dar iudeii care nu crezuseră, și nu continuă, care nu crezuseră ceea ce a spus Pavel, care nu crezuseră în Iisus Hristos, cei care nu crezuseră, și astfel, definiția necredinței aici este deja implicată, e subînțeleasă. Din ce cauză? De pismă. Din gelozie, din supărare pe viață, din mândrie. Au luat cu ei... Mi-aduc aminte, când eram mic, eram așa mai bolovan. Adică mi-era cam frică, cam de toți. Eu eram cu cartea, alții erau cu pumnii. Și după aia venea un băiat care, m-am crescut împreună și spunea, băi Dani, hai să mergem la uzină. Mergeam noi într-un loc, nu era uzină, era o centrală. Și băi, zice, hai să dăm cu pietre în geam. Băi, mi era frică, mai frică de tata decât de el, da? Dar el era acolo, tata era la servici. Hai să dăm. Ia tu primul piatra. Hai că iau. Hai, dă tu primul. Dădeam, spergeam geamul și el fugea. Și ce, m-a mai prins și centralistul, m-a mai dat după aia săracul mă cunoștea. Zice, hai că nu te mai bat, că te bat aia oricum. Ce au făcut? Ei erau nemulțumiți. Dar au fost niște lași, niște oameni ai mașinațiilor în spatele cortinei și ăștia sunt cei mai periculoși. Au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea prin aia. Hai să citim. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât. Ura lor a fost atât de mare încât au aplicat formula vină prin asociere. I-ai găzduit, sunteți la fel de vinovați. Voi cauzați foarte multă neînțelegere, ceea ce se vorbește este împotriva ceea ce se învață în sinagogă și faptul că tu i-ai găzduit, ești vinovat.
Au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau, oamenii aceștia, deci au vrut să legalizeze fapta lor murdară. Nu au vrut să fie doar o chestiune religioasă, au făcut-o o chestiune politică. Sunt convins că fiecare dintre noi aici suntem în cunoștință de cauză ceea ce se întâmplă în Norvegia. Și cum o chestiune de familie, o chestiune de familie care are de-a face cu creșterea copiilor într-un spirit creștin, o educație creștină, bine, nu intrăm în tot felul de alte detalii care sunt în presă și cum se disciplinau copiii și dacă se băteau acasă sau nu, astea sunt chestii care le lăsăm deoparte, dar ceea ce pare să fie motivul principal pentru care copiii au fost luați de la această familie, a fost o educație creștină, credința în Dumnezeu. Dar în spatele acestui argument de altfel se află o agendă politică, pe care acum în România și în diaspora se încearcă să se adreseze acest subiect. Nu intrăm în politica acestui aspect. Dar de foarte multe ori în istoria lumii, lucrurile religioase s-au politizat și asta a condus la persecuție, asta a condus la asuprire și asta a condus la darea religiei sau considerarea religiei ca fiind periculoasă. Politizarea religiei. Nu intru în detalii, dar cei care au un interes în cele ale filozofiei, ați putea să citiți tratatul religios-politic al lui Spinoza. E cam complicat, dar e foarte interesant. Mulți cred că ceea ce se vorbește acum despre noul ateism, necredința și, sau, mă rog, faptul că nu mai există credință în Dumnezeu e un fenomen cât de cât nou, nu e nou deloc. În anii 1600, Spinoza deja, fiind iudeu, excomunicat, vorbea despre acest aspect al asupririi religioase, care el o identifică ca având acest element politic. Și iată cât de dibaci au fost acești oameni. Au politizat nemulțumirea lor, astfel au legalizat-o înaintea dregătorilor și au avut dreptul să-i asuprească pe acești primi creștini. Nu intrăm în detalii, dar aici este doar sâmburele care a cauzat foarte multe probleme de-a lungul istoriei. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva... Credeți noastră că ei aveau o problemă cu poruncile cezarului? Am spus puțin mai devreme, mesajul lui Pavel și al lui Sila mergea împotriva teologiei iudeice tradiționale. Mesia, cine este Mesia, cum ar fi trebuit să fie Mesia, cum va apărea Mesia... Însă ei prezintă nemulțumirea lor, o îmbracă într-un aspect al politicii locale. Ei cauzează probleme pentru că ei vorbesc împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Mi-aduc aminte, eram copil și în Făgăraș, în biserica locală, întotdeauna se vorbea în spatele ușilor închise despre spionii securității. Mai târziu, pastori ne-au spus cum ei trebuiau, de fapt, să predea unele din predicele lor înainte pentru cenzurare și că nu aveau libertatea să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu în termeni care ar cumva prezenta sistemul comunist ca fiind mai puțin de succes. Deci dacă vorbeai prea mult despre împărăția lui Dumnezeu și cât de bună este împărăția lui Dumnezeu și că vrei să fii acolo, atunci tu socoteai ca fiind de mai puțină importanță și eficacitate sistemul comunist. Și au fost, mi-aduc aminte, eram copil, în prima biserică din Făgăraș care a fost demolată și mi-aduc aminte cum au intrat soldații în biserică și l-au luat pe predicator de la amvon. Securitatea, cu puști, cu armată, l-au luat și l-au dus afară, l-au scos afară. Niciodată nu o să uit imaginea aia.
Pentru că el vorbea din Biblie, nu era un politic, nu făcea politică, dar a fost considerat mesajul ca fiind politic. Exact asta au făcut și acești oameni. Oh, nu, ei vorbesc despre acest, un alt împărat, Iisus. Pentru ce a omorât Herod atâția copilași? Pentru ce când a fost Iisus născut, când s-a născut Iisus? Din aceeași teamă. Păi, eu sunt împăratul, o să fiu un alt împărat. Și teama aceasta au încercat să apeleze la acest simțământ al nesiguranței sociopolitice, un alt împărat. Pe când Pavel și Sila vorbeau despre împărăția lui Dumnezeu, nu vorbeau despre un sistem pământesc. Prin aceste vorbe, iudeii au turburat norodul și pe drăgătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Deci chestia asta cu mita e veche. A trebuit să dea un depozit financiar. Da? Deci ne dați ceva bani și vă lăsăm să plecați. Așa era sistemul atunci. Era un fel de bail care plăteai la închisoare și îți dădea drumul, dar să nu-l mai aveți în casă iară. Acum nu mai știm dacă s-au mai dus, nu s-au mai dus, probabil Pavel nu s-a mai dus înapoi. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la, unde? Berea. Și asta este o comunitate de credincioși, o să terminăm în curând. O comunitate de credincioși care este foarte bine cunoscută în Biblie, a devenit proverbială, da? Deci credincioșii de la Berea sunt cei care verifică. Și întotdeauna spunem, un adevărat creștin va merge înapoi. Odată ce ai auzit un mesaj, te duci înapoi la Biblie și verifici. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor, din nou, deci ei nu aveau niciun interes politic, nu încercau să cauzeze niciun fel de problemă, mergeau doar în sinagogi. Iudeii aceștia aveau, pentru că aici Berea și Tesalonic diferă fantastic de mult. Ce a făcut diferența? Ceea ce am întâlnit și mai înainte. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Totul are de-a face, e o chestiune de inimă, stimații mei. Am spus-o și o spun din nou, totul se reduce la motivația pentru care faci ceea ce faci, spiritul în care o faci. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Versetul 12, în contrast cu versetul 4. În versetul 4, în Tesalonic, citim unii dintre iudei, da? În versetul 12, mulți dintre ei. Mulți dintre iudei. Și din femeile de vază, cu vază ale grecilor. Și mulți bărbați greci au crezut. Mi-aduc aminte, cu vărul meu câteodată mai mergeam pe deal să avem grijă de vaci, iară când în vacanțe. Și ne îndemnam unul pe altul să vedem care poate să înnoate mai mult prin tufișurile cu scăieți. Și numai eu, că așa e mai fun. Ce faci când ești copil? Da, când n-ai ce faci. Păi, dar vacile, știi ce? Nu cer, nu meniu, nu nimic, ele mănâncă. Tu stai, te uiți unul la altul. Hai să notăm în scăieți. Dar iudeii din Tesalonic au fost ca scăieții. Când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo. Au mers după ei. Ca să tulbure și să ațâțe noroadele. Atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Cât de trist e. Deci au fost la Tesalonic, după a mers la Berea, n-au mai avut unde să mai meargă, i-au împins spre mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. Ne oprim aici în seara asta, o să continuăm vineri seara viitoare de la versetul 15. Un pasaj foarte interesant, Pavel la Atena, o altă fațetă a predicării Evangheliei.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem modul în care Dumnezeu lucrează și modul în care El dorește ca Evanghelia Lui să fie cu adevărat un mesaj al încurajării, faptul că avem nevoie să aprofundăm Scripturile, faptul că, de asemenea, nu ar trebui să ne temem și să înțelegem că atunci când mergem împotriva curentului, vor fi și situații de împotrivire. Dar așa cum Pavel și Sila au rămas credincioși, hai să rămânem și noi credincioși. Și fie ca mesajul pe care noi îl prezentăm prin cuvinte sau prin viețile noastre să-i aducă pe mulți, nu doar pe unii, cât mai aproape de Hristos, chiar și atunci când sunt împotriviri, poate din partea celor care noi am aștepta și ei să fie pe aceeași pagină cu noi. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne dea un sabat plin de binecuvântări și să ne simțim foarte aproape de El în acest sabat. Amin.